Tăierea unor copaci de pe marginea drumului poate fi justificată atunci când aceștia sunt uscați sau când pun în pericol traficul rutier. În cazul arborilor tăiați de pe marginea șoselei Giurgiu Vieru, justificarea pare să fie cu totul alta. Sunt surse care susțin că acești arbori au fost transformați în lemne de foc ce vor fi oferite de un anume partid la momentul potrivit pentru a câștiga capital electoral. Este ușor de văzut că respectivii arbori au fost verzi și nu uscați, după cum arată buturugile rămase în urmă, dar și pentru că frunzele de pe crengile lăsate la fața locului erau încă verzi. Direcția Județeană de Transport spune că a avut o directivă de la prefectură, dar prefectul Nina Carmen Crișu ne-a declarat că nu știe nimic despre acest lucru. În plus, am observat că mai sunt arbori cărora le-a fost aprins foc la baza tulpinei, eventual utilizând motorină, astfel încât acești arbori încep să se usuce rapid și vor deveni tocmai buni de tăiat. Pe drumul județean 504 sau drumul către Vieru ori șoseaua Alexandriei, așa cum este cunoscut acest drum, a început defrișarea. Foarte mulți arbori, copaci voluminoși și arbori imensi au fost tăiați și au fost tăiați de curând, în urmă cu o zi sau două, pentru că dovadă sunt frunzele care au rămas pe crengile pe care le-am găsit aici în zonă. Se pare că aceste tăieri nu au fost avizate sau dacă au fost avizate este ciudat. Spuneam că arborii au fost verzi, nu au fost uscați ca să fie justificată tăierea lor. Persoanele care locuiesc în zonă, în apropierea acestei zone sau persoane care au trecut pe aici și ne-au relatat despre această situație, ne-au mai povestit că au văzut cum copacii au fost tăiați, făcuți bucăți și lemnele transportate în siguranță. Încă nu se știe unde, precis au fost depozitate undeva, pentru că așa au fost și transportate, făcute pachet. Am aflat însă din diferite surse că este vorba chiar de o defrișare electorală sau care urmează să se desfășoare electoral în continuare, fiindcă aceste lemne de foc depozitate în siguranță, așa cum spuneam, ar trebui să fie folosite cât de curând în scop electoral, oferite unor familii, astfel încât un partid ce se declară liberal să aibă ceva de câștigat de pe urma acestor situații. După ce mai mulți giurgiuveni ne-au sesizat cu privire la tăierea copacilor de pe șoseaua Giurgiu Vieru, am aflat că există motive întemeiate în favoarea variantei conform căreia lemnele de foc rezultate în cantități foarte mari ar urma să devină capital electoral pentru un partid. Un partid care, din ceea ce susțin sursele noastre, este condus, culmea, chiar de către șeful Agenției pentru Protecția Mediului. Ori, dacă vreți, o alianță nou constituită, al cărei copreședinte este șeful de la Protecția Mediului la nivel național. Dacă lucrurile stau așa, urmează să aflăm la momentul potrivit. Până una alta variantă oficială prezentată de Direcția de Transport este aceea că lemnele vor fi atribuite de către Consiliul Județean unor școli și unor familii sărace. Care dintre variante va fi aplicată, vom vedea probabil nu peste mult timp.